Unele secții din Spitalul Județean de la Târgu Jiu arată ca înainte de Revoluție. Paturile sunt vechi și băile nerenovate. Mai multe fotografii din secția cardiologie au fost făcute de un lider de sindicat din CEO, internat pentru câteva zile. Doru Crăete a făcut apel către conducerea Complexului Energetic Oltenia să ajute la renovarea unora dintre saloane. Directorul Spitalului Gigel Capotă spune că unitatea se află în proces de reabilitare. Nu vreau nici să se exagereze și nici să se generalizeze. De fapt, după cum probabil știți, secția cardiologie, că sper că despre această secție se vorbea în articolul respectiv, secția cardiologie, secția ginecologie și endocrinologie se cuprinse în planul de investiții prin grija Consiliului Județean și se va face reparația capitală la aceste secții. Lucrările urmează a demara în prima parte a anului viitor. Fondurile pentru investiție provin din bugetul Consiliului Județean. După câte știu, toată procedura este în faza de avizări. Urmează până la sfârșitul anului să se demareze. Procedura este mai amplă, fiind o sumă mare. Și cred că undeva în martie, aprilie, se va începe modernizarea acestor secții. Spitalul Județean din Târgu Jiu a intrat în proces de modernizare în urmă cu câțiva ani. Ambulatoriul unității este prima structură la care lucrările s-au finalizat deja.